Suntem două persoane pe 4.000 de hectare de pădure. Ce putem face? La Vodafone vrem ca impactul pe care îl avem în societate să fie unul benefic pentru oameni, fără a pune în pericol mediul înconjurător. De aceea avem obiective foarte clare, atât interne cât și externe, cum este acest proiect de prima pădure smart din România. My name is Lawrence and I'm here in the Carpathian Mountains in Romania to help stop the illegal logging and poaching that goes on in this area. Am văzut cu toții veștile triste legate de defrișările masive din ultimii ani din România. Numărul pădurarilor este mic, numărul hectarelor ce trebuie protejate este mare. Putem ajuta. Digitalizând în mod neintrusiv pădurile, le putem proteja mai bine. Înțelegem cu toții urgența acestui fenomen. Avem o soluție deja implementată și dorim ca prin intermediul tehnologiei avansate pe care am incorporat-o în ea să contribuim la aceste eforturi. Am dezvoltat un sistem de monitorizare acustică alimentat cu panouri solare, care folosind rețeaua Vodafone transmite în timp real, criptat, continuu, strigătul de ajutor al pădurii. This is the actual Guardian device. This is the device that will be recording the sounds of the forest and then sending it back. And this inside has the mobile device. Sunetele colectate sunt transmise către o aplicație dotată cu inteligență artificială care le compară cu monstre din baza de date asociate unor activități suspecte. We install the guardians in the canopy of the forest. This protects the guardian from the elements, from the wind, from the rain. The solar panels are designed in a really efficient way to maximize surface area. And plug the microphone in here, put some protection on. Pădurea este smart și ne anunță prin telefon dacă este o problemă. The ranger has the ability to know where to go because each guardian is GPS located. So when they receive their alert through their mobile phone, through the ranger app, it will say that the alert is coming from a specific location. De când mă știu, de mic copil, umblu în pădure, fiindcă îmi place natura. Pădurea înseamnă trecutul și viitorul. Together we can. Vodafone.